a fost în China de mai multe ori, care l-a cunoscut pe Moyen, care a rămas uimită pentru cât public poate să strângă Moyen. Am înțeles că până în 20.000 de spectatori. Luminița Bălan. Este o mare bucurie pentru mine astăzi să fiu alături de colegii mei. Sigur, suntem echipa care de foarte mulți ani ne-am propus proiecte importante, semnificative, din care, cu care să putem prezenta publicului român cultura chineză. O vreme ne-am ocupat de filozofia chineză, pentru că exista un apetit foarte mare pentru filozofia clasică chineză. Iată, de câțiva ani, catedra noastră și-a propus să prezinte și mari scritori ai Chinei. Astăzi vorbim despre Moyen, un personaj cu totul și cu totul aparte, fascinant, cel mai bine cotat scriitor în China de astăzi. Sunt foarte multe lucruri de spus despre personalitatea lui și de asemenea despre cărțile lui. Este, spuneam, un scriitor cu totul aparte. Nici nu știu de unde să încep și ce să spun în câteva minute despre el. Aș spune un lucru care mi se pare important, și anume că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la lansarea lui și de la primul semnal în 1984, cum că, iată, s-a ivit un scriitor de mare talent. Deci în acel an Moyen publica primul său roman de dimensiuni mai mari, intitulat Ridichia Transparentă. El în anul precedent scrisese o novelă care părea să aducă un suflu nou în literatura chineză a anilor 80, la câțiva ani după ce China ieșise din Revoluția Culturală, și iată, o serie de scriitori ai avangardei chineze încercau să aducă o altă tematică în prim plan, să aducă un alt stil de a scrie, să se desprindă de realismul social care domnise timp de câteva decenii în peisajul literar chinez. Moyen, în 1984, iată, scrie acest roman și scritoarea Zhang Jie anunță apariția unui scriitor de mare, de mare talent. În anii următori, el, iată, pe parcursul a 30 de ani, a adus romane absolut fascinante, care l-au ridicat la statutul de câștigător al premiului Nobel pentru literatură, așa cum bine știți. Numele său este Tuan Moye, însă tot acum 30 de ani și-a luat pseudonimul literar de Moyen, o sintagmă pe care o auzise în copilăria sa frecvent, și anume mama îi spunea să nu vorbești. Îl îndemna să nu vorbească despre lucruri pe care le gândește, pentru că, iată, perioada copilăriei sale, care apoi incis cu marea foamete din anii 50, apoi cu perioada Revoluției Culturale, când întreaga sa familie a avut de suferit, era o perioadă în care era bine să nu vorbești. În contradicție totală cu acest pseudonim literar, iată că Moyen vorbește despre lucruri care nu sunt la îndemâna altora, deci lucruri despre care alți scritori n-au îndrăznit să vorbească. Iar tematica sa privește politica, sexualitatea, viciile, tarele unei societăți frământate de schimbări. Deci tematica aceasta a fost urmărită cu consecvență de către Moyen încă de la lansarea sa și nu s-a abătut nicio clipă de la obiectivele pe care și le-a propus. Dacă alți scritori lansați în acea perioadă au
și-au deturnat cumva traseul, s-au îndreptat spre cinematografie, au devenit scenariști, profesori. El nu a abandonat nicio clipă acest traseu al carierei sale de scriitor implicat în viața societății și care dorește să reflecte în opera sa nu doar ceea ce este frumos și spune lumea nu este populată numai de păsărele, floricele și lucruri minunate, ci sunt foarte multe lucruri urâte despre care trebuie să vorbim. Sigur, vorbește despre realitatea care uneori are accente brutale, dar sigur că o face într-o manieră permeată de umanismul care îl însuflețește. Și chiar dacă vorbește despre lucruri urâte, găsește întotdeauna strategia, sigur, lucrurile care ne înconjoară și care definesc viața cotidiană. Vorbește despre oameni care se lasă mutilați de tarele societății, se dezumanizează, dar o face într-o asemenea manieră încât te îndeamnă să citești mai departe, să reflectezi după ce ai închis cartea. Țelul său, spune, este de a reflecta această realitate într-o manieră obiectivă, dar spune, sigur, dacă scriitorul își propune doar să vorbească despre realitatea înconjurătoare, atunci cartea s-ar transforma într-un reportaj. Literatura este mult mai mult. Și spune, dacă oamenii ar fi lipsiți de literatură, viața lor ar fi atât de brutală și de urâtă. Și în cartea pe care o discutăm astăzi, într-o minunată traducere a doamnei profesor Valentina Rișan, vorbește despre o problemă dură, și anume planificarea familială care a mutilat numeroase destine și a marcat societatea chineză. Și sigur, pentru că nu am vreme acum să intru în detaliu, m-aș duce la sfârșitul acestui roman, unde sigur el precizează sursele sale de inspirație și spune, în viața reală a avut o mătușă, medic ginecolog, care a fost foarte implicată în această planificare familială, dar care capătă accente brutale, pentru că unii nu reușesc să se desprindă de directivele partidului și le iau ad literam și uneori exagerează din foarte mult exces de zel. Și spune, s-a inspirat din această experiența de viață a mătușii lui, dar și din experiența proprie. A adus și lucruri pe care le-a văzut, la care a asistat, despre care a aflat și s-a părut firesc să vorbească despre ele și să pună degetul pe rană. Și spune că ultima frază este absolut răvășitoare și spune, sunt câteva cuvinte, 8 ideograme care mă apasă greu pe inimă, și anume, dacă celălalt este vinovat, înseamnă că și eu sunt vinovat. Și mai spune un lucru, și anume, tot spre final, când ai făcut niște greșeli în viață, nu poți să îți ceri moartea și să o și primești, ci trebuie să te perpelești precum peștele în tigaie, să fierbi, să te chinui și abia atunci vei putea muri cu inima ușurată. Deci Moyen se simte cumva și el, și chiar mărturisește în postfață, că el însuși, pentru a-și salva cariera lui de angajat în armată, și-a îndemnat propria soție să facă un avort, pentru că, sigur, cei care îndrăzneau să aibă mai mult decât un copil plăteau serios, nu numai cu amenzi, dar uneori au plătit chiar cu viața foarte multe femei și el descrie asemenea episoade într-un mod absolut impresionant. Vă las mai departe plăcerea de a asculta pe colegii mei. Mulțumesc!